Fostul parlamentar Nati Meira a ajuns la secția de psihiatrie a Spitalului Penitenciar Jilava după ce a încercat să se sinucidă pentru a patra oară. Bogdan Ocnaru știe motivele pentru care Meira a făcut acest gest. Bogdan, bună seara! Bună seara, atunci când a încercat să se sinucidă, Nati Meir era la penitenciarul Rahova. El este nemulțumit, spune, pentru că hainele nu i-au fost aduse de la penitenciarul din Galați. De asemenea, nu-i convine faptul că nu a fost lăsat să primească vizite și mai spune omul că i-au interzis, practic, gardienii să-i scrie memoriile într-o carte intitulată Paginile lui Nati Meir. Imediat după producerea incidentului, Nati Meir a fost adus aici la spitalul penitenciarului Jilava. Se află acum sub supravegherea medicilor. Aceștia spun că se simte tot mai bine, dar va rămâne în continuare internat pentru că trebuie să-și ridice moralul. Bogdan, îți mulțumesc. Masca.